Plăcerea de a citi o carte s-a diminuat de-a lungul vremii. Dacă acum câțiva zeci de ani, în lipsa unui televizor, fiecare membru dintr-o familie oarecare își găsea timp liber și se izola într-un colț pentru a se delecta cu ultimul roman polițist, SF sau de dragoste apărut pe piață, în prezent acele romane moștenite de la părinți sau bunici zac prăfuite în rafturile bibliotecii personale. Într-o societate tradiționalistă, în care însă românii țin bine pasul cu schimbările generate de dezvoltarea tehnologiei, principalul loc din care se mai achiziționează cărți rămâne librăria, urmată de librăriile online. Cărți cumpărați? Cumpărăm din când în când, da, da, pentru copii să cumpărăm, că... De unde procurați cărțile? De la magazinele acestea care sunt, nu de la bibliotecă, vă dați seama că nu mergem la bibliotecă, nu avem timp. Online cumpărați? Nu, nu, online nu. Da, nu avem timp, da, da. Ne luăm de la magazinele acestea, de la librării, cumpărăm pentru copii și mai facem teme suplimentare acasă. Ai citit vreo carte singurică? Singurică. Cu mami. Cu mami. Ce carte ai citit cu mami? Din Moșarici. Citim. Citim pentru că asta e principalul. Trebuie să citim, să perseverăm. Am terminat clasa 1. Și trebuie să citim, câte puțin, câte puțin, da. Jurnalul unui puști. Ai mai citit și altă carte? Nu. La bibliotecă mergi? Uneori. Online citești? Da. Vă cumpărați? Copiilor le cumpăr. Cum le procurați? De pe net. De pe net, online. Cititul cărților și achiziționarea lor online este o practică răspândită în rândul copiilor și tinerilor. Dar și împrumutatul cărților de la bibliotecă este des întâlnit în rândul elevilor și al pensionarilor. Avem cititori, mai ales elevii care se pregătesc intens acum în perioada bacalaureatului. Avem pensionarii, precum și preșcolarii. Ce carte este cel mai des împrumutată de către elevi? De către elevi, bibliografia școlară, basme, povești și, acum mai nou, Harry Potter. Întreaga colecție este cerută de copii. Pensionarii ce citesc? Romanele istorice, cărțile științifico-fantastice și romanele de dragoste. Pe timpul vacanței vin copiii? Da, îi așteptăm cu drag și le spun de acum că biblioteca este deschisă de luni până vineri și îi așteptăm să vină, să citească, să citim împreună lecturile vacanței, dar și din bibliografia școlară. Ce trebuie să faci ca să poți să împrumuți o carte de la bibliotecă? Trebuie să vină cu buletinul, să se înscrie la bibliotecă, iar pentru cei care încă nu au împlinit 14 ani, trebuie să vină însoțit de un părinte și să îl înscrie la bibliotecă. Pentru cât timp poți să împrumuți o carte de la bibliotecă? Pentru adulți perioada este de 20 de zile, iar pentru copii 10 zile. La sala de lectură mai vin copiii? La sala de lectură... Eu vin la sala de internet pentru a folosi calculatorul și mai sunt și persoane care stau aici să citească cărți din ce sunt cerute către, pentru a participa la olimpiade, concursuri sau din monitorul oficial. Copiii spun că lectura este un mod relaxant și frumos de a petrece timpul liber. În plus, cititul unei cărți poate dezvolta vocabularul fiecăruia. Ultima carte care am citit-o este Omul Zăpezi. Despre ce e vorba? Este vorba despre un om care el vrea să afle minunățile Alaskei și el zi de zi afla multe chestii despre animale, dar într-o zi nu știe ce era, a găsit o peșteră și a găsit un om de zăpadă înghețat. El în timp a desghețat cubul de gheață în care era și acel om de zăpadă era în viață. De asta. Cumperi cărți? Rar, da. De unde ți le procuri? Ori le iau de la magazine, ori le iau de pe net. La bibliotecă mergi?
Merg când mai merg și la cluburile de lectură de la școală. Au pus vremurile când la librărie și la bibliotecă se stătea la coadă. Nici pensionarii nu mai citesc așa de mult ca în tinerețe. N-am mai citit nimic. De cât timp? De vreo 2 ani. Și nu mai țineți minte cam care ar fi ultima carte pe care ați citit-o? Nu mai țin minte, cu toate că spre rușinea mea am fost profesoară de limba română. Dar n-am mai citit acum, nu mai pot să mai citesc. Nu mai pot. Nu pot spune cinstit de ce să mint că mai citesc. Mă uit mai mult la televizor, am rămas singură, mi-a murit soțul. Și copiii nu e niciunul cu mine. Ori ies în oraș, ori stau la televizor. Atât. N-am mai citit. Nu pot să mint. Dar am citit la viața mea. Mult. Mult de tot. Înainte cumpărați cărți, de unde le procurați? De unde cumpăram? Cumpăram după la librării, după vremea lui Ceaușescu am cumpărat foarte multe, la Constanța, biblioteca aici am niște fișe grozav de încărcate și am și acum vreo 4 cărți acasă, dar uitați că momentan nu mi-aduc aminte, citesc într-una, dar nu mai mi-aduc aminte cum se numește, când mai am așa chef, că nu prea mai am chef, am citit prea mult. Citiți cărți? Da, citesc. Și ultima, stați în capite, că am citit când era cu nepoții. Cei 3 mușchetari pentru nepoții. Cumpărați cărți? Am cumpărat înainte. Acum, momentan, pensionar nu se mai poate. De unde cumpărați cărți? De pe internet sau de la magazin? Nu. Fără internet, nu. Cumpăr de obicei cărți vechi care se găsește pe tarabă în București. Cititul te face mai inteligent, mai interesant și mai atractiv. Cărțile reprezintă o sursă de informație din toate domeniile. Cititul îți dă posibilitatea de a asimila o cantitate mare de informații într-un timp foarte scurt.